Tremur pe picioare, dar nu mai pot. Asta e casa noastră de veci. Veșnică, de aici încolo. Incendiul a izbucnit la acoperișul din șița al bisericii din Valea Danului și a alertat toată comunitatea. Preotul spune că după ce a făcut focul în sobă, a simțit fum și și-a dat seama de pericol. A evacuat cele 50 de persoane prezente în lăcașul de cult și a sunat imediat la 112. Și a zis că de la Coșa. Dar erați în biserică? Erați în biserică? Da, dar am ieșit afară. Ce se întâmplă în biserică la ora asta? Păi așteptam să mai spovedea, să mai împărtășea. Și urma să pornească slujba. Am fost acolo când am ieșit afară, dar nu într-un loc. Când a ieșit deasupra. Când a ieșit deasupra, mamă. O femeie care venea de... Ieșit flacăra deasupra? Da, da, a ieșit acolo la curs. Nu i-am zis că e nimic toată. Când am ieșit afară, deși era foc lângă coșul acolo. Ieșise puțin fum. Și după aia a luat un instituitor, într-adevăr, a scos instituitorile și au pus să facă. Între timp a venit, a dat telefon, imediat, de fapt, a dat telefon după pompieri, au venit și s-a scos tot din altar, peste tot, icoane, tot, și s-a început activitatea. Am evacuat tot ce este important. Din 1811. Era refăcută de curând? Refăcută din 90 acoperiș. Noi am luat de la coșul sobei sus la acoperiș. N-a luat nici coșul, n-a luat nimic sus la acoperiș a luat. Focul izbucnit în zona coșului situat deasupra altarului s-a extins cu repeziciune din cauza șiței acoperișului, iar pompierii veniți în câteva minute de la anunț au localizat focul în 30 de minute. Epitropul spune că turla și acoperișul din zona altarului bisericii a fost distrus complet, dar placa de beton dintre acoperiș și clădirea lăcașului a împiedicat pătrunderea apei. Pompierii au făcut eforturi mari ca focul să nu se extindă. Mulțumim lui Dumnezeu că biserica a fost foarte bine construită, placa interioară sub acoperișul de șiță și nu este afectată niciun pic pictura și altarul bisericii și interiorul. Nu a intrat pic de apă, suntem deja, organele de control au constatat doar de la coșa ars șița cu care a fost acoperit fiind monument istoric. Asta este problema. Foarte dificil, având în vedere că acoperișul bisericii este în întregime cu șiță. Datorită distanței mici față de subunitate, s-a intervenit prompt, rezultând arderea completă a acoperișului doar pe turla care acoperă altarul. În rest, acoperișul bisericii a fost protejat. În interiorul bisericii încă nu sunt pagube, nu sunt infiltrații de apă, nu s-au produs pagube materiale, doar ce vedeți la exterior. Slujba de pomenire a morților de la Valea Danului a avut loc totuși, dar afară. Sutele de credincioși spun că își vor reface lăcașul de cult în cel mai scurt timp. Într-o viață cea fericită care este la tine. Sufletele adormiților, robilor, te odihnește-le și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată, felicitată, pecioară, ca ai născut mai plăcut de fire. Acela roacă-l să mântuiască sufletele adormiților, robilor, tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugându-ne ție, auzi-ne și ne miluiește-ne.